Bine am găsit la un nou videoclip, eu sunt Raul. În videoclipul de astăzi o să remediem o problemă ce a apărut pe parcursul utilizării a motocultorului ăsta. E vorba de un 1001 KSD de la Ruris, motorul dotat cu un motor 186F. Bun, și care ar fi problema? Culbutorii au un joc foarte mare și cu culbutorul de admisie tinde să iasă de pe ax și apasă supapa doar într-o parte, să zic așa, și apare și problema cu numai compresia care trebuie, nu-și mai face treaba cum trebuie, apar niște rateuri, niște schimbări de putere. O, vedeți voi. O să vă lăs un cadru chiar acum cu motocultorul, cu motorul, mai bine zis, cum face. Și eu o să mă apuc până atunci să demontez rezervorul sau văd eu, tot ce trebuie să demontez pentru a scoate culbutorii, pentru a scoate capacul de la culbutori, acela cu decompresorul, și să scot axul acela pe care stă culbutorii împreună cu culbutorii, și după aceea o să-i sudăm cu aparatul ăsta care l-ați văzut în videoclipul trecut și vedem și cum iasă sudura și dacă remediem problema sau nu. Bun, noi ne vedem după ce voi desface motorul. Bun, am desfăcut și axul cu culbutorii, ceva de genul arată, și pentru a scoate axul pe care stau culbutorii și culbutorii, o fost nevoie să dau bateria. Deci cel mai bine la mine am dat bateria jos, am dat capacul jos de la culbutori, am săltat în sus, să nu uităm, am luat și suportul de la capotă, cel din spate, l-am dat într-o parte așa. Instalația am dat-o un pic, a fost un pic de lucru la un motocultor normal, să zic așa. Pur și simplu desfăceai capota, suportul din față, din spate, cele două șuruburi, hai 3, și ăla de pe rezervor ca să poți să iei suportul sus, și era gata. Desfăceai după aia șurubul ăsta care ține axul cu culbutori, mai exact ăsta, și era gata. La mine e un pic mai complicat, trebuia să dau toată instalația jos și de la faruri și era ceva mai complicat. Așa că mai bine am dat bateria și astea. Bun. Acum problema e în felul următor. Axul
axul ăsta, să ne dăm un pic mai la lumină, îi exact cât culbutorii. Sper că se observă. Ideea mea e în felul următor. Să pun o șaibă, să o sudez. Să nu încurci nici la funcționare, dar să nu mai leașă să iasă culbutor. El ceva de genul ieșea și apăsa pe jumate sub apă. Bun. Chestia care o mai rămas în felul următor, că ei au și sistemul de ungere. Pentru cei care nu știu, motocultorul are o pompă de ulei, bagă ulei din baia de ulei pe niște orificii, ajung și la culbutori, unde-i ung, unde intră uleiul prin astea două orificii. Și ies prin ax și roată, bineînțeles, ca să ungă culbutorul. Deci, este o gaură și mai greu cu mână în ax. Sper că se observă. Este o gaură acolo în ax. Bun. Chestia e acum că trebuie sudați. O să mă apuc să-i degresez odată, îi curăț bine, după aia o să-i sudez și vă arăt rezultatul. Bun, am și sudat axul la supape, supapele pe ax, deci vedeți, am pus niște șaibe și le-am sudat în interior, fără a stupa gaura de ungere. Sper că se observă. Ceva de genul, merg foarte ușor, deci nu strâng deloc, să nu audă hârcotașii. Deci, merg foarte, foarte ușor. Bun, acum o să le ung puțin cu ulei, le pun sus, montez tot la loc, pe capac de la culbutor o să dau cu niște silicon roșu, după aceea montez totul la loc, dăm ok și să vedem dacă merge, dacă merge ok acum. Bun, ne vedem la sfârșit după ce monta motocultorul.